Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Cilibiu, protopopiatul Iași II. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Adormirea Maicii Domnului din Lugoj. Înalt preasfințitul părinte Serafin, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji Sfânta Liturghie la parohia Întâmpinarea Domnului din orașul Aschaffenburg, Landul Bavaria. Înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la capela Sfinții Chir și Ioan a Spitalului Vatra Dornei, protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din cartierul Partoș, Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Sfântul Gheorghe Armeni, protopopiatul Focșani 1. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi, va oficia Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Dumitru și Sfinții Trei Ierarhi din Toronto, Ontario. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la biserica cu hramul Sfinții Trei Ierarhi din Oradea. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Turnul Severin. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va oficia Sfânta Liturghie la parohia Băleasa, protopopiatul Slatina II. Preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, va săvârși Sfânta Liturghie la parohia Poarta Sălajului, protopopiatul Zalău. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, va sluji în parohia Michierechi din Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul din orașul italian Frosinone. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va săvârși Sfânta Liturghie în parohia Sfinții Trei Ierarhi din Ibița, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica Domnița Bălașa Paracliț Patriarhal. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Ohaba Română din protopopiatul Făget. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Întâmpinarea Domnului din Rosenheim, Germania. Preasfințitul părinte Iustin Sighetanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala din Negrești-Oaș.